întreprinderea socială Floarea de Cireș SRL de la Răzeni colaborează încă de la fondare în 2013 cu Direcția Teritorială pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialoveni. Chiar în anul când am început această colaborare, evident că am semnat un acord de parteneriat în baza căruia ne-am asumat anumite responsabilități. Cunoașteți că Floarea de Cireș este o întreprindere care creează locuri de muncă pentru persoane cu disabilități, în special tineri și tinere, de aici de la Răzeni, dar și din alte localități din regiune. Pe parcursul acestor ani, dar în special de când a apărut mecanismul de subvenționare a locurilor de muncă în cazul angajării persoanelor cu dizabilități, probabil întreprinderea noastră a fost printre primele beneficiare ale acestui suport guvernamental, respectiv până la moment am avut 5 salariați cu dizabilități care au fost angajați prin intermediul Direcției pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialoveni. Întreprinderea noastră este într-un proces continuu de dezvoltare, de creștere. La moment avem circa 25 de salariați, dar suntem în plin proces de construcție a unei secții de 6 ori mai mare, secție de producere care are o suprafață de circa 500 de metri pătrați. Această oportunitate ne va da posibilitatea să creăm locuri de muncă pentru mai multe persoane cu dizabilități din raionul nostru. Respectiv, vom continua colaborarea cu Direcția pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialoveni și respectiv vom accesa subvențiile care sunt prevăzute de lege privind la promovarea ocupării forței de muncă. În principiu, mecanismul de obținere a acestor subvenții de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă este unul simplu, nu durează, toate procedurile sunt foarte clare. Salariații, colaboratorii agenției sunt foarte cooperanți în tot acest proces, respectiv noi ca și întreprindere efectiv nu am întâmpinat nicio dificultate în accesarea acestor subvenții. Încurajăm toate companiile, întreprinderile care angajează în special persoane cu dizabilități, să apeleze sau să acceseze această oportunitate.